Maia Morgenstern, Madeleine Voicuș și Constantin Bălăceanu Stolniș sunt câteva dintre personalitățile care au celebrat astăzi ziua dezrobirii romilor. Evenimentul a readus în prim plan legea pentru desființarea robiei în cazul etniei rome. 159 de ani de la dezrobirea romilor în principatele române aduce în atenția publică și pune în dezbatere un moment socio-istoric important pentru minoritatea romilor din România. Personalități de marcă, precum actrița Maia Morgenstern, deputatul Mădălin Voicu și domnul profesor academician dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, au participat și au susținut mesajul acestui eveniment. Astăzi se împlinesc 159 de ani de la dezrobirea romilor. Noi suntem Centrul Național de Cultură a Romilor. Promovăm acest eveniment prin realizarea primei docudrame pe tema robiei romilor, care s-a făcut vreodată. De asemenea, promovăm un istoric rom, un doctor în istorie de etnie romă, care a scris o carte despre robia romilor. În parteneriat cu Arhivele Naționale avem o expoziție pe care o puteți vedea și, nu în ultimul rând, niște propuneri de machetă pentru viitorul monument al dezrobirii romilor. 500 de ani de sclavie, de robie, sunt parte, în primul rând, a istoriei României. Este o zi pe care vrem să o privim cu normalitate și societatea românească, noi români, dar societatea în general, pentru că adevărul istoric așa trebuie tratat, trebuie acceptat, trebuie recunoscut și învățat. Iar noi, ca instituție, Centrul Național de Cultură a Romilor, avem această responsabilitate să răspundem la întrebarea: Consan, cine ești? Un oficial din Departamentul de Stat american anunță că România colaborează